Absolvenții de liceu care vor să îmbrățișeze o carieră militară au șansa să o facă. Inspectoratul de jandarmi județean Giurgiu a început campania de recrutare a candidaților pentru școlile militare de ofițeri și subofițeri. În total sunt scoase la concurs 308 locuri. Pentru sesiunea de admitere în instituțiile militare de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale, în anul 2014, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs peste 300 de locuri. Avem 50 de locuri la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București și câte 125 de locuri la școlile militare de subofițeri jandarmi, Drăgășani și Fălticeni. Nu toți doritorii se pot înscrie la concurs, existând o serie de condiții pe care trebuie să le îndeplinească. Să aibă cetățenie română și domiciliul în România, să cunoască limba română scris și vorbit, să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să fie declarați apți medical, să nu aibă antecedente penale și să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită. De asemenea, cei interesați trebuie să aibă maxim vârsta de 27 de ani, împlinită inclusiv în acest an. Tinerii giurgiuveni sunt atrași de uniforma militară, în primul rând pentru a proteja comunitatea în care viețuiesc. V-ar interesa o carieră în jandarmerie? Da, de ce nu? Știți acum se recrutează acolo. Puteți merge să vă informați ce să faci asta? Da, dar studii prea puțin. Credeți că e un impediment? Da, de ce nu? Mie mi-ar place să lucrez în domeniul poliției, în jandarmerie, în poliție. Mi-ar place, de ce de nu? Ce? De ce vă tentează? De ce? Ca să prind hoții. Da, sunt interesat de cariera în jandarmerie, dar deocamdată trebuie să termin școală. Se recrutează acum? Nu știu, o să mă mai gândesc la cariera aceasta și vă dau seama că dacă o să am un vis către această carieră, o să mi-l îndeplinesc. V-ar interesa o carieră în jandarmerie? Nu, sincer să fiu, nu. De ce? Pentru că nu mi se pare, nu știu, nu sunt eu pe partea asta. Eu am altceva în cap și nu vreau să deviez de la ce vreau să devin. Și ce ai în cap? Aș vrea să lucrez în domeniul muzicii. Nu, sincer nu. Am încercat la un moment dat să dau un examen la poliție, dar nu eram foarte înalt. Puteam să obțin o derogare, dar am renunțat. Tinerii pot primi toate răspunsurile legate de o viitoare carieră militară la sediul jandarmeriei din șoseaua București, numărul 57, compartimentul Resurse Umane.